După ce l-a acuzat pe Călinoiu chiar că ar fi încercat să-l calce cu mașina pe trecerea de pieton, țărănistul Matei Catrinoiu continuă războiul verbal cu șeful județului. De data aceasta oferă însă și niște explicații, pomenind de un protocol pentru casa tineretului care l-a afectat și pe Catrinoiu. Mi-ați spus, dom'le, dar ce ai cu Călinoiu? Păi eu nu am nimic cu Călinoiu, dar o să vă dau, dacă doriți, protocolul pe care îl semnează Călinoiu pe genunchi. El, Retezeanu și cu un anume individ. Sprijiniți de către urechea și timpanul de pe timpurile adormite, da? Sau trecute. Acești oameni au fost sprijiniți și sprijiniți la Curtea de Apel Craiova. Matei Catrinoiu susține în continuare că se simte amenințat în acest conflict pe care, la prima vedere, pare că l-a pornit chiar el. În ce privește reacția lui Călinoiu, președintele Consiliului Județean Gorj a negat tot timpul vreo implicare în spețele de care vorbește liderul PNTC de Gorj.